foamete, război, teamă, frică, e ceea ce auzim astăzi și ceea ce ne face să nu fim siguri de ziua de mâine. Viața în zilele noastre a luat cu totul o altă întorsătură. În zbuciumul acestei perioade a istoriei, ne punem întrebări. Care este scopul nostru? Încotro ne îndreptăm? Care este cu adevărat chemarea noastră? În timp ce mulți dintre noi stăm confortabil acasă sau pe un scaun într-o biserică, mii de oameni își ridică viața lui Hristos. Prin glasul meu Iisus te cheamă. Prin glasul meu Iisus te cheamă. Prin glasul meu Iisus te cheamă. Mă auzi? Prin vocea mea în seara asta Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Îi vei deschide? Sau îți vei vedea mai departe de viața ta? Și-a dat fiul să moară, iar ție nu-ți pasă. E corect? S-a dus în locul tău. A suferit în locul tău. A murit în locul tău. Ca să te salveze. Să-ți ofere șansa asta să fii salvat. Vrei să fii salvat? Hai, hai la el, nu mai sta. Azi Iisus te cheamă, vino, vino. Hai, hai la el, nu mai sta. Azi Iisus te cheamă, vino, vino. Chiar în care Dumnezeu te invită, îți lasă ușa deschisă. Și-a spus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Olt, Mehedinți, Dolj, Argeș, Ilfov, Buzău, Vrancea, Vaslui, Tulcea și Galați sunt zonele care au cea mai mare nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, județe în care anul acesta cu ajutorul Domnului am ajuns. Atunci când Dumnezeu te trimite într-o lucrare, El va fi cu tine și îți va arăta și nevoile pe care oamenii le au pentru a-L sluji. Chemarea noastră de a propovădi Evanghelia ne-a unit pentru un nou turneu, cel de-al șaselea consecutiv, sub genericul Șansa Salvării. În pofida vremurilor pe care le trăim, Evanghelia are putere și astăzi să schimbe și să transforme vieți. Mulți cei din zonele evangelizate au profitat de șansa de a salva viața și s-au predat Domnului. Te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să-L urmezi pe Iisus, v-am hotărât să-L urmezi pe Iisus. În timp ce noi ne bucurăm de cele necesare pentru un trai decent, mulți oameni ca mine și ca tine trăiesc de pe o zi pe alta, neștiind ce vor mânca mâine. Dumnezeu ne-a însărcinat să ajutăm pe cei în nevoie. Ajutorarea familiilor din România, Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod deosebit, supranatural, pentru începerea unei noi lucrări. De aproape 2 ani colaborăm cu frați păstori din India și în urma invitațiilor repetate de a merge și a ajuta, în luna decembrie vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem acolo. Privind la ei, aceștia ne pot fi exemplu. Unul din frații păstori a renunțat la carieră și s-a dedicat totalmente lucrării lui Dumnezeu.
trăiesc în case modeste, se închină în biserici sărăcăcioase, unele dintre ele având ca acoperiș niște trestie. La mesele de dragoste mănâncă pe jos și ceea ce este mai important e că, deși locuiesc în zonele unde sunt persecutați pentru credința lor, ies în stradă și propovăduiesc Evanghelia. Din relatările lor am înțeles că în fiecare lună au între 5 și 10 membri care fac botezul, astfel bisericile cresc. Cu ajutorul Domnului am vrea să-i ajutăm la construcția unui locaș de închinare, costul acestuia ridicându-se la aproximativ 7.000 de euro, și totodată să deschidem un punct de misiune susținând financiar un slujitor, astfel Evanghelia să fie auzită de cât mai multe suflete. Care este chemarea ta? Care este scopul tău? Ce priorități ai în viață? Ți-am pus aceste întrebări ca o provocare și te îndemn să te gândești foarte serios la ceea ce ai putea sau ceea ce ar trebui să faci pentru Dumnezeu. Astăzi vreau să-ți mulțumesc și zi de zi spre cerul să înaintez. Tot ceea ce facem, facem în funcție de priorități. Implică-te! Fii unul dintre cei ce fac ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe. Mielule, oarecum să-ți mulțumesc.